Îi salut și pe cei care nu sunt prezenți din presă. Este adevărat că am anunțat conferința de presă relativ târziu astăzi, după orele 9. Și spunem că ar fi oarecum intempestiv și neobișnuit pentru noi liberale să facem o conferință de presă lunea, noi făcând de obicei conferința de presă vinerea. Poate o să facem și vinerea, o să vedem ce subiecte mai apar până atunci. În ce privește ziua de astăzi, motivul pentru care am organizat această conferință de presă îl reprezintă pe de o parte situația actuală în care ne aflăm, scenariul roșu, datorat COVID-ului și evoluției acestuia în județul Botoșani și în orașele din județul Botoșani, temă pe care de-aia o și avem alături pe doamna dr. Monica Dăscăliții, directorul DSP. O salut și eu pe această cale, cum v-ați salutat și pe voi. Și nu în ultimul rând, atacurile care vin din partea PSD și a liderilor locali PSD, nu multe dintre ele, aproape în totalitate, complet nefondate și într-o manieră care mă obligă să răspund cu aceeași monedă. Dacă la campania pentru alegerile locale, să spunem că am fost diplomat, am propus o anumită conduită a campaniei electorale, inclusiv prin a invita reprezentanții PSD-ului la dezbatere care ar fi avut loc la televiziuni sau în conferințe de presă, acest lucru nu s-a întâmplat, sau în eventuale conferințe de presă, acest lucru nu s-a întâmplat. Cu toate acestea, dumneavoastră a câștigat, este decizia alegătorului botoșeneni, alegători pe care eu îi respect, dar consider că nu au fost suficient de bine informați. Și de aceea, astăzi o să prezint pe de o parte realizările guvernului și a guvernării liberale și a guvernului Orban, mai ales că, după cum bine știți, peste două zile se împlinește exact un an de când guvernăm și în același context le sugerez colegilor de la PSD să dea dovadă de mai puțină colegi, în sensul că sunt colegi politici, mai puțină ipocrizie, să aibă grijă când folosesc cuvântul nesimțire, în ce context îl folosesc și nu în ultimul rând, dacă cumva cei 7 ani de acasă le lipsesc, atunci să încerce să mai repare ceea ce se poate repara. Și spun să mai repare ceea ce se poate repara, pentru că dacă dumneavoastră nu știu, le spun eu ca și profesor, că mai mult de jumătate din caracterul unui om se formează în cei primii 7 ani de aici și zicala cu acei 7 ani de acasă.